alături de mine se află câte un concurent din fiecare județ al acestei frumoase țări. 42 de concurenți din toate județele țării noastre vor trece prin 4 probe fizice foarte dificile. Aceștia se vor lupta unul la unul, se vor întrece pe un traseu de water park și vor fi trași de o barcă cu peste 50 de km la oră. Toate acestea pentru că la finalul acestei competiții doar un singur județ poate să plece acasă cu premiul cel mare. Salut, eu sunt Sherry și bine ați venit la competiția județelor! În prima probă, participanții noștri se vor întrece cu hidrobicicletele. Rundele includ 4 echipe, a câte 2 concurenți aleși aleatoriu. După această rundă, jumătate vor pleca acasă. Dacă cumva cineva dorește să părăsească competiția în acest moment, câștigă instantaneu 100 de lei pe BTP. E cineva care vrea să plece acasă de acum? Nu! Toată lumea e gata? 3, 2, 1, start! Hai, 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 să mă văd, să mă văd! Hai, hai, hai! De tate, îi dăm! Deja nu mai pot. Hai, tată, hai! De când am mușcat fotbal la drobeta, de atunci am mai pedalat așa. Băieți, de unde sunteți? Bunedoara! Giu! Mehedinți! Bine, vă pupăm! Dar în aceste momente se întâmplă situația virajului, dragi prieteni, pentru cele 4 hidrobiciclete. Dar nu virează asta! Nu merge, suntem pe dreapta maxim. Nu avem asta stricat. Și să o bată, mamă! Mai poți? Te chidăm primul! Hai să vedem, avem primii câștigători, ce județ? Maramureș și Bihor. Vreau să felicit câștigătorii noștri. Bazlui, Timiș, Bihor și Maramureș s-au calificat mai departe. Nu era mai bine 100 de lei pe BTP acum privind. Da, sincer, ne cam regretăm decizia. Bine, am făcut puțin antrenament. Se pare că barca verde deschis. Se pare că eu o să fie câștigător urmat de Flamingo Uros, dacă ar fi să pun pronosticuri în aceste momente. Păi, bine, 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 bine pe grâmă. Hai, tată, hai! Deci Octavian de la Poligraf săracu mi-a spus: bă, eu o să fiu până la final, eu am condiție fizică bună, se află pe ultima poziție în aceste momente. Ei bine, ar trebui să rămână la Poligraf. Suntem câștigători, dar ei nu știu, pentru că nimeni n-a trecut de baliză, doar noi. O să cerem probe video. Hai să vedem, avem primii câștigători, ce județ? Caia Severin și Iași pe poziția întâi, felicitările mele! N-au trecut baliza! N-au trecut baliza! Avem probe video! Îi bag la detector! Octavian, trebuie să repunem testul Poligraf repede. La baliză noi am trecut și restul au întors toți în spatele la baliză. Vrem probele după. Cred că nu știu exact că trebuie de la a doua. Ok, aveți aparatul, mașină. Simțurile lui Octavian de investigator au ajutat să-i observe pe restul concurenților că au trișat. Iar după o verificare amănunțită din camera VAR, am observat că doar hidrobicicleta lui Octavian și Elias au ocolit baliza. Din păcate, restul sunteți descalificați. Avem un singur care merge mai departe. Giurgiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinț, Bacău, Mureș, Harghita și Săraj. Sunteți gata, da? Da! 3, 2, 1, start! Se pleacă într-un ritm alert, aproape egalitate perfectă între cele 4 hidrobiciclete. Mamă, ce greu e! E foarte greu! Băi, ești nebun! Hai băiat, hai băiat, hai fata! De ce ne-ai și noi scuze la locul 1? Hai că ne ducem! Hai să-l obiei! Nu înțeleg ce se întâmplă cu Rebăda Arbă în acest moment, care este complet depărtată de grup. E o situație nasoară acolo. Este Eddie Brandabura, dacă nu mă înșel, acolo din partea Covaznei, împreună cu Sibiu. Dacă și cei din barca MOV deschis trag foarte tare, alb cu MOV deschis, în timp ce barca Arbă, din păcate, deja cred că putem să o declarăm pierdută, nu mai are nicio șansă, sperăm doar că va reuși să ajungă la mari. Sunt la vântul face. Ce face vântul? Inversi. Da, asta e trasă, frâna e mână. He, panduri, bombe! Bine, bă! Bravo! La bătaie, bă, dar nici vreau să aud aplauze monstruoase pentru Cluj și Botoșani. Acum vreau să sar în apă ca să mă răcoresc. Felicitări, Cluj. Mamă, uitați-vă cum îi tremură picioarele. Suceava și Alba pe locul 2. Felicitări mele, mergeți mai departe în concurs. Ah, nu pot să cred așa. De ce să mă joc? Nu pot să cred așa ceva. Dacă e același număr, merge? Dragii mei, Covazna și Sibiu, stați un pic, voi vă jucați cumva cărți? Dar ce s-a întâmplat? De ce? De la ce a pornit acest drift al bărcii? Practic au fost doi indivizi care ne-au apostat pe drum, ne-au dat în ciocul la lebădă. Cine a fost? Pelicanul de la depărtare. Așa că am găsit jocul ăsta de cărți sub tejdea și a câștigat de 2 la 1. Am înțeles. Păi felicitări pentru câștigul la 1, însă sunteți eliminați. Succes mai departe în viață, că în acest concurs nu mai aveți nevoie de el. Felicitări mele. Gorju, Bianca, Adam acolo cu Buzău, Teleormanu, Aradu, Bucureștiu și Satu Mare. În această barca avem Brăila Constanța, iar în acea barca avem Neamț cu Vrancea. Se va califica doar o singură barcă. Înainte să dau startul, fraților, nu uitați că am un canal secundar pe care doar ce l-am deschis postez de 4 ori pe săptămână, așa că abonați-vă la Sherry Show. 3, 2, 1,
respect! În două din aceste ambarcațiuni avem câte o fată. Ar fi foarte tare să califice cele două bărci care au fete și să piardă băieții, sincer. Ar fi foarte interesant. Dai. Mai bine dau cu vâsla. Hai! Fiți foarte atenți, pentru că cele două bărci care au fete în ele, se pare că vor fi pe pozițiile 1 și 2. Treaptă, maxim. Nu! Și primii care ajung la finish, București cu Satu Mare, felicitări! Bun rău de tot, bă, bun! Bine, bă! Barca băieților a pierdut, Dorjure, vino aici, Dorjure! Bă, Craiova e atât de mândră! Și Constanța cu Brăila câștigă, sunt ultimii care se califică mai departe. Se pare că barca asta a purtat noua destul de mulți concurenți. Ce credeți că s-a întâmplat de a-ți pierdut? A bătut vântul. Recomandăm un soft la barcă. Și ar trebui să mai mergem la sală, asta e partea a doua. După prima probă, peste jumătate din județ au fost eliminate. Restul au rămas în competiție și se vor lupta în continuare pentru marele premiu. Proba cu traseuri de waterpark. Să știți că este o probă extraordinar de solicitantă fizic, motiv pentru care vă invit să facem un pic de înviorare, o să fiu proful vostru de sport astăzi. Drept toată lumea? Hai să începem cu un joc de grezne ușor, toată lumea? Hai acolo, hai! Pentru brațe, pentru că o să trească să vă cățărați. După mine, să știți că el vă va încurca la această probă. El va fi un adversar al vostru în această probă. Primii 10 oameni care scot cel mai bun timp pe traseu vor merge mai departe în competiție. Traseul are două variante de a-l parcurge, una simplă și una mai complicată. Cine decide să meargă pe traseul complicat și scoate cel mai bun timp, pe lângă avansarea la următoarea probă, câștigă și un premiu special. Bihor dorește să ia și premiu special de la contact care spăsează telefonul intact. Te rog, vino în față. Vlad, aplauze pentru Vlad. Buzău, te rog, vino aici. Poți câștiga pe lângă premiu cel mare dacă ajungi în finală și un voucher de 1000 de lei de la cei de la contact. Dacă alegeți să luați acest ou în mână și ajungeți cu el intact la linia de finish, primiți 100 de lei pe BTP, indiferent de timpul pe care o scoateți. 3, 2, 1... Hai! Multă baftă pentru concurentul nostru de la Buzău! O cădere, însă s-a redresat rapid. Crocodilul aruncă în el. Se pare că crocodilul a fost destul de ineficient. A trecut și de acea probă. Cât are până acum, domnuliță? 56 de secunde până acum. S-a urcat în vârf, îl vedem! Wow, și cu backflip! E unul din favoriții pentru marea finală, voi băieți. Răzvan din Hunedoara urmează. Vlad din Bihor, Marian din Maramureș, Augustin din Botoșani. Nu cred, ai ou? Ai ou în mână, da? În mână, da. 100 de lei pe BTP dacă le aduci până la finish. 3, 2, 1! Augustin din Botoșani, o plecare puternică pe spate. E foarte rău cu aderența și să știți că vă consumă fizic foarte mult. Maramureșul nu poate să treacă și a luat-o prin apa, acum încearcă să se prindă din nou, însă acest lucru va epuiza fizic foarte, foarte tare. Bihorul, nu-l mai văd pe Bihor, nu știm unde se află Bihorul în acest moment. Haide, Buzăule, bun! Și rapiditate, viteză și stop! 2 minute și 16 secunde pentru Buzău, felicitările mele! Maramureș în noata, a luat o not. Hai un pic de galerie, vă rog! Maramureș! Proba cu reagă nu va fi foarte grea pentru Bihor. Hai, Bihor, hai că poți, tată! Și 3, 2, 1, haide, tată! Bun, Bihor! Ce părere ai de timpul pe care l-a scos Buzău? Un timp imbatabil, având în vedere că a ales calea grea. 2 minute și 16. S-a mișcat foarte bine, n-am ce să-i zic. Sper să-l depășesc. Maramureșanu merge încet, ca așa e la Maramureș. Îl vezi că e extenuat. Să nu fii ciupit ceva înainte. Poate pune la poligraf. Și aplauze pentru Maramureș, a avut timpuri de 11 minute și 50. Și ușor să nu te lovești. 4024, aplauze pentru Hunedoara. Maramureș, o singură întrebare, mai ai ou? Nu. Ce părere aveți de faptul că a scos cel mai slab timp dintre toți de până acum? N-ai de unde, a, bine. Dintre eu zic că o să fie mai slab. Zici că nu o să fie cel mai slab, nu? Da. Ok, punem un pariu pe asta. Bece. Pe 100 de lei pe BTP, punem un pariu. Dacă ești cel mai slab, îmi dai 100 de lei? Da. Vreau să-ți lași ceva, te că rog. Merg pe traseu și... Avem un Rolex Submariner. Da. Acum am două, gen? Poți să ai două, da. Mamă, ce tare. Fraților, dacă termin bine, mi le dai pe ambele. Okay. Îți dau ambele ceasuri, dacă scoți un timp de 4 minute sau sub. Ovidiu din Giurgiu urmează pe traseu. Ovidiu, mult succes, frate! Avem Bucureștiul acum, din partea Bucureștiului, doamna... Carmen. Sergiu din Suceava este următorul nostru concurent, care are și oul. Emi din Vazrui. Pașca din Satu Mare. Fă-ți județul Mândru, ești pregătit? Se fac pe Imogen, mă. Hai, pentru Imogen! Pentru Dâmbovița, din Târgoviște, Elia Stistăt! Bianca Adam începe cursa, are o abordare strategică, o ia ușor și sigur ca un Cadillac. Botoșan și Giurgiu sunt în același punct în acest moment, primul se aruncă și reușește să treacă de jumătatea burții, reușește și cel de-al doilea foarte, foarte bine până aici. Bi a căzut în apă la proba de la mijlocul terenului, este foarte, foarte dificilă și nimeni nu poate trece de ea. Suceava tot încearcă să treacă peste această, nu știu cum să o numesc, această burtă foarte mare. 3, 2, 1, haide, Suceava!
Hai să vedem Pașca. Oh, nu, Pașca cade dezastruos în apă. Între timp Bianca Adam, săraca, chiar nu mai poate, este pe ultima sută de metri cu ultimele puteri. E foarte aproape de finish, Emi din Vazrui. Și aplauze pentru Emi din Vazrui. Am subestimat foarte mult traseul. A fost enorm de greu, abia mai respir. Lăsați, dragii mei, în comentarii cu cine să mai facem testul poligraf. Octavian este doinic să facă mai multe poligrafe alături de noi, nu-i așa? Se prinde mincinoși. 4 minute ai zis că scoți, da? Dacă scoți mai mult de 4 minute, îmi dai un poligraf gratis? Sigur. Un poligraf gratis, da? Asta e și off-camera pariu, să noteze Diana la producție acolo, da? Bianca Adam pe ultima 100 de metri și vreau un rând puternic de aplauze! Hai de bine, hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai că poți! Felicitări, Bianca Adam! Cum a fost bine? Bă, tare, experiență superbă, chiar dacă nu mai pot. Au fost 9 minute pe la mine în cap au fost 2, dar nu știu. Au fost 9. No, na, e. Și vine destul de agresiv Pașca din Satul Mare, Pașca din Satul Mare, aplauze pentru el! Elias, Elias, Elias! Nimeni, mă, chiar așa? Vreau să spun cât e ceasul, ceasul este 7:26. Nu mai poți vorbești, nu? Ultima oară la challenge-urile tale. Prima și ultima oară pe canalul meu. Octavian este din Cărăraș, atenție, ești pregătit, Octavian? Foarte pregătit. Alina din Constanța, aplauze pentru ea. Sebastian Badea, Mehedinți la 3, 2, 1 și... Florin din Timiș a plecat pe traseu. Haide Crujul, haide Crujul, dacă nici la asta nu vă grăbiți, țeapa voastră. Sebi Badea a plecat primul, Cărărașul nu îl văd pe domnul Octavian și chiar sunt foarte curios ce face domnul poligraf, sunt convins că și voi. Și niște ochelari foarte mișto are Sebi. Arina încearcă să o ia prin apă, se gândește să o ia pe partea cealaltă și a căzut în apă. Arina a căzut în apă, încearcă să o ia not, însă urcatul înapoi va fi unul foarte, foarte greu, fraților. Haide Sebi, haide Sebi, mamă, are destul de mult omul meu și săracul e extenuat de-a dreptul, nu mai poate. Vine Sebi Badea, se apropie cu pași repezi, în momentul acesta are un timp de 10 minute, are șanse mari să scoată cel mai slab timp de până acum Sebi Badea. 30 de secunde are Octavian sau dacă nu ajunge în 30 de secunde de dă poligraful gratis. Săracul, eram demotivat acum, se gândește deja, mamă, mă duc asta la birou, vin cu scaunul ăla, măcar cu scaunul ăla mare, în liftul ăla mic. Sebi Badea în aceste momente este scos de copii din apă, copiii se ruptă, de fapt cred că nu sunt copii, cred că sunt de la de aici, nu? Nu-mi dau seama ce sunt, dar oricum cineva se chinuie să-l scoată din apă. Și Florin din Timiș se ridică, Florin din Timiș îl depășește aproape pe Sebi Badea, dar trebuie să vedem cum va fi la proba cu osul. Hai Florine! Hai că merge cronometru! Nu, Florin a căzut în apă. Sebi Badea din concurent s-a transformat în obstacol, însă Timișul, Florin de la Timiș, foarte, foarte, foarte bine se apropie de linia de finish. Hai, hai un pic de galerie pentru Octavian, vă rog frumos. Octavian! Octavian! Domnul Octavian, domnul Octavian, domnul Octavian! Felicitările mele, ați scos un timp extraordinar de 5:11, însă poligraful ăla e gratis, băiatul meu. Gata, bă, ți-l dau. Sebi Badea, cred că a început să plângă acolo, săracul este oricum extenuat. Sebi, dar dă-te din drum, că o să vină concurenți. Nu poți? Ok. Nu mai pot. Am înghițit foarte multă apă. Cred că pariul e ca și câștigat. 100 de lei pe BTP, maestre. Deci omul meu nu este cel mai slab. Ai BTP? Da, am. Perfect. Hai, scoate telefonul să te cinstesc. Deși Crujul a zis că vrea doar să se plimbe, că a fost la derută, pentru că timpul a fost foarte bun, timpul scos. 8 minute și 8 secunde. Felicitări, Florin de la Timiș. 5:50. Un timp foarte bun, Crujule. Dacă vreodată vrei să-ți începi o carieră în manere, Florin de la Timiș mi se pare un nume senzațional. Pentru Adi din Gorj vreau să au niște aplauze furtunoase. Niște aplauze furtunoase pentru Adi din Gorj. 3, 2, 1, start! Gareș de la Brăila, a plecat omul meu George din Arba. Ultimul concurent care pleacă pe traseu este chiar Adi din Gorj. Sebastian Badea în continuare, Mehedințu cu cel mai slab timp este în continuare blocat pe traseu. Gorjul, 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 vine Gorjul, tare, tare rău din urmă. Concurenții trebuie să rocorească pe Sebastian Badea în aceste momente. Haide, Gorjule, ia-ți avânt din spate, Gorjule! Nu, din păcate, Gorjul nu reușește să se urce. Oltenia, în aceste momente, este în fața premizei, dar nu avea niciun calificat. Brăila, stop! 3:49, bă, băiatule, ești bun rău de tot, felicitări! Arba vine și Gorjul și a avut un timp de 6 minute și 4 secunde, Gorjule! Așa cum am spus, concurentul care alege calea cea grea și scoate cel mai bun timp primește un voucher cadou de la cei de la Contact. Andrei din Buzău câștigă un voucher de 1000 de lei din partea celor de la Contact, care îți păstrează... Au, știu băieții mei! Aceste 10 județe merg mai departe după cea de-a doua probă, în timp ce restul județelor sunt eliminate din competiție. Felicitări! Voi toți mergeți mai departe în următoarea probă! Accelerăm către cea de-a treia probă, la fel ca această barcă, care va încerca să-i arunce pe concurenții noștri atât de pe saltea, cât și din competiție. Dintre cei 10 concurenți rămași, doar ultimii 4 care supraviețuiesc acestei probe și rămân pe saltea, vor merge mai departe. S-a plecat, băieți, s-a plecat, s-a plecat, s-a
plecat. Mamă, se iau virajele alea puternice. Virajele alea puternice, băieți, dar toată lumea momentan se ține. Toată lumea se ține, dar hai să vedem acum ce se întâmplă. A căzut cineva, au rămas trei momentan. Continuați. Hai să vedem cine rămâne, fata cu băiatul, București cu Dâmbovița, au rămas. Dați în continuare tare, dați-i tare. Oh my fucking god. Ești ok? Carmen din București a rămas în finală. Am început, băieți, Băieții mei sunt în spate. Mamă mea! Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Ok, deci Cărărașul cu siguranță și-a asigurat un loc în finală. Octavian, examinatorul, este în barcă în acest moment. După verificarea amănunțită, se pare că Crujul a fost ultimul concurent care a căzut din barcă. Așadar, Cluj, București, Dâmbovița și Cărăraș sunt singurii concurenți rămași în competiție și merg mai departe la ultima probă. Fraților, am intrat în semifinale. Urmează două semifinale, după care grandioasa mare finală. Ultima probă reprezintă o luptă 1-1, în care fiecare concurent trebuie să se folosească de forța fizică și să-și arunce inamicuri de pe saltea. Prima semifinală se va disputa între Elias, reprezentantul Dâmboviței, și Octavian, examinatorul, reprezentantul județului Cărăraș. Toată lumea pregătită? 3, 2, 1, start! Hai să vedem, Octavian, insistă, Octavian! Elias, i-a căzut arma, Octavian împinge, atenție, nu aveți voie decât cu plasticele! Elias se ridice! Elias este încolțit! Și... Octavian câștigă! Elias a ajuns pe poziția 3, ceea ce este o poziție foarte onorabilă. Elias din Dâmbovița, un mesaj pentru fanii tăi, susținătorii tăi. Sper că nu v-am făcut de c***at și cred că am trecut de așteptările voastre cu siguranță. Bă, dar mereu ai trecut cu siguranță, sunt ești sigur, un campion. Da. Acum, sincer, noi când am conceput aceste probe, nu ne-am fi gândit o secundă că o fată va ajunge atât de departe în competiție, având în vedere efortul fizic. Însă Carmen, reprezentanta Bucureștiului, ne-a depășit absolut toate așteptările și a ajuns în semifinală. Dar din păcate, trebuie să o recunoaștem, ea va intra în această probă cu un dezavantaj foarte mare în fața concurentului din Cluj. 3, 2, 1, start! Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem, Carmen îl împinge, dar Sebastian este puternic. Carmen are un avans! Carmen! Carmen a căzut pe jos. Trebuie să împingă în continuare. Nu, Carmen a căzut din nou. Carmen trebuie să revergoreze o secundă. Și din nou, Carmen intră cu putere. În Sebastian cade! Carmen ar putea să preia avantajul, însă a obosit. A unghie mea! Cred că este o problemă la unghie. Stop un pic. Este o lovitură sub centură. Băi, Carmen este cea mai mare luptătoare. Băi, nene, băi. Hai să vedem ce se va întâmpla. Nu, Carmen cade! Nu mai are Carmen foarte multă energie, dar se ține. Încă o unghie lovită. Cred că orice fată se regăsește în aceste momente. Carmen, cred că poți să-l învingi, dar hai să vedem ce se întâmplă. Carmen din nou cade, Sebastian nu profită de ocazie, este un gentleman adevărat. Dar nu-mi place să o împing, mă simt prost, dar... Sebastian se simte prost în aceste momente, Sebastian. Ar fi foarte bun acum un atac surpriză din partea lui Carmen. Hai, dar aruncă-te! Vă rog să luptați, trebuie să avem un învingător. Nu este o luptă dreaptă, dar vă rog să luptați în continuare. Ce de mai acolo, te rog! Nu! Și Carmen a pierdut. Aplauze pentru Sebastian și vreau și aplauze pentru Carmen, care este o luptătoare. Cine ar fi crezut că o fată va ajunge pe locul 3? Felicitări! Fraților, urmează marea finală, momentul pe care cu toții l-așteptați. Se bate Crujul cu Cărărașul. Este marea bătărie pentru marele premiu oferit de cei de la Banca Transilvania. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, start! Mamă, ce luptă! Mamă, câtă forță! Mamă, ce nebunie e acolo! Mamă! Nu mai e simplu acum. În acest moment, Crujul este în poziția capră. Cărărașul este peste Crujul în această poziție, dar s-a redresat și Crujul. O lovitură relativ urâtă. Crujul pare că fuge în acest moment de Cărăraș în patru rabe. Octavian este nemiros. Octavian nu stă nicio secundă după Cruj.
Cujure, ridică-te, Cujure! Acum Cujure ar putea să facă o mișcare interesantă, ar putea să facă o mișcare interesantă, dar nu se întâmplă acest lucru. În acest moment, Cujure este pe jos, adoptă această tactică în care își trage răsuflarea, pentru că știe că atât încât e pe jos, nimic nu se poate întâmpla. Însă eu solicit ca Cujure să se ridice! Cujure, dacă mai stai jos 5 secunde, te descalificăm! Vreau să se reia rupta din picioare, vă rog, luați-vă distanță între voi! Putem împărți premiu! Nu! Un singur om trebuie să câștige, deci regula e așa. Cine stă mai mult de 3 secunde la sol în timpul bătăriei, pierde! Hai, start! Start! Haide băi, hai! Hai! Hai să vă vedem! Cine stă mai mult de 3 secunde la sol e descalificat! Hai să vedem cine va cădea în apă! Mamă! 1, 2, aaa, s-a redesat! 1, nu-i jos încă! 2, hai să vedem! Aruncă-l! No! Băi, fără mâini! 1, 2, 3 și Octavian câștigă! Cărărașul, reprezentat de Octavian, examinatorul, a câștigat premiul cel mare. Vă rog să veniți aici cu premiul. În aplauzele voastre, Crujul, Sebastian Frătean, un onorabil loc 2 în această competiție. Pentru Octavian, examinatorul, nu ți-am știut niciodată numele complet, vreau să-l știu. Șerban Octavian din Cărăraș, examinator de profesie psiholog, a câștigat marele premiu în valoare de 1000 de lei oferit de Banca Transilvania. Aplauze încă o dată! Băi, nu pot să nu remarc, mi-ai dat un poligraf gratis, dar acum trebuie să-ți dau și 1000 de lei. Suntem pe acolo, deci n-am câștigat nimic și eram atât de bucuros. Acestea fiind spuse, fraților, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit. Am un canal secundar, se numește Sherry Show, postez de 4 ori pe săptămână pe el, așa că vă rog să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Dar doar ce acest vlog este aproape format, v-aș vrea să dați un mare plumutonul de like, să-i dați un share pe story, pe cum așteptare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, eu m-am dus!